Bună ziua, stimați telespectatori! Azi, la vama vremii, stau de vorbă, am un invitat la un ceai negru, că e antistres. Stau așadar de vorbă în fața dumneavoastră cu domnul inginer Constantin Gorneanu. Cei mai mulți din mioveni... Deci, bine ați venit, domnule Gorneanu! Bună seara, domnul Badiu! Mulțumesc de invitație! Să continui, cei mai mulți din miovenie îl asimilează pe domnul Gorneanu cu serviciul de intervenții de urgență, situație de urgență. Îl vede îmbrăcat în costumația aia cu militară, cu la primărie, cu rezolvă, stinge focul, face tot ce... Dar eu nu pentru asta am invitat pe domnul inginer Constantin Gorneanu astăzi la acest dialog. Chiar îmi face plăcere. Pentru că de obicei sunt chemat să mai aduc în ce măsuri care trebuie luate, când e frig, când e prea cald, să nu dăm foc, să mai ies un pic din tipic când vin în acest studio să discutăm și despre altceva. Asta o rezolvați la serviciu sau în emisiunii care se ocupă de așa ceva? Sunt și emisiuni în care și domnul Părinte zice, domnule, este foarte bine că cetățenii să mai fie informați și aduc aminte. E nu, domnule inginer, eu v-am invitat și am mai făcut-o odată și ori de câte ori o să-mi aduc aminte și am să o fac, mai ales acum în decembrie, pentru că, stimații telespectatori, inginerul Constantin Gorneanu, în primul rând, îl asimilez cu o părticică importantă a istoriei Daciei, uzina noastră de aici, de la Mioveni, pe de o parte. Pe de altă parte, îl asimilez cu istoria miovenului de după 90 imediat. Așa că am ce discuta din plin cu domnul Gorneanu, ca să nu mai vorbim că lăsând la o parte că are titulatura de inginer, a mai fost și militar, eu îl văd mai degrabă un om încadrat în științele umane, un filosof, un bun vorbitor. Hai că v-am laudat destul. Da, mersi. Atunci intervin. Într-adevăr, am fost și ofițer, dar ofițer, cam rătăcit am fost ca ofițer activ. Când am terminat facultatea, a fost o selecție să fiu mai aproape de casă, de Ploiești. M-am înscris, am trecut testul și m-am cadrat ca inginer într-o unitate militară productivă, o uzină, să zicem așa. Și lucrând acolo încet, încet, prietenele, am cu foarte mulți, mai avea foarte și mi-a venit o idee să mă fac și ofițer, să vedem cum e. Și am fost 9 ani ofițer. 9 ani, că dacă era 10 ani, luam și eu pensie militară. Mică, mare, dar era foarte bună, mai ales cum sunt salariile la bugetari, ar fi fost bună. Dar n-am avut 10 ani de ofițer activ și o să ies la pensie peste un an și ceva, la vârstă, ca orice cetățean al țării, bărbat, la vârstă, care e de vârsta mea și care a fost practic civil mai mult. Am făcut precizările că cam rătăcit am fost ofițer. Așa, ca o glumă, aveam colegi ofițeri și spuneam ce, bă, tu n-ai depășit nivelul de instruire ca ofițer al unui caporal. Eram tare mândru, bă, bine că m-ați făcut soldat. E vorba, bineînțeles, de armată, domnule Gorneanu, să stabilim. Da, de armată. Ziua de astăzi, când știți că există această fobie încă a securiștilor foști, actuali și viitori, să stabilim că nu e nicio problemă, n-ar fi fost nicio treabă, dar nu e cazul. Bineînțeles. Așa, apropo. Nu, dar trebuie spus foarte clar, când eram toată lumea, mai ales în 90, am încercat să fac puțin și politică, toată lumea zice, domnule, spune, domnule, ai fost securist, domnule, am fost militar, dacă am fost detașat aici, păi aici erau mascați, domnule, erau securiști din armată. Ați fost detașat. Unde? La uzină, când am fost de când a lucrat în uzină. Ce le-am spus toată de tot, a renunțat, i-a lăsat în pace. Nu, la uzină pot să depun mărturie. Au venit militari, ingineri, care au lucrat numai în direcția de control, urmare unor probleme grave de calitate. Și atunci, Dăscălescu, dacă nu mă înșel, a luat măsură cu Ceaușescu împreună, a zis, domnule, așa numitul termen, militarizăm controlul de calitate la uzinele Dacia. Da. Și așa au apărut o serie de militari, ingineri, toți absolvenți de Academia Militară. Sau civilă. Sau civilă, dar care erau încadrați în armată. Da.
Așa ați ajuns. Sigur, absolut. Toți care au fost. Eu v-am cunoscut la CTC, recepție exterioară, unde o perioadă importantă din viața mea mi-a fost chiar șef domnului inginer Gorneanu, n-am să uit treaba asta. Am avut ghinion. Iar eu norocul. Și apropo de comentarii și de povestea cu ofițerul Gorneanu, am mai făcut-o odată și o fac ori de câte ori pot, pentru că mai vede unul, mai altul, să lămurim și pe această cale, dacă tot putem. În 20 și cât decembrie era? Da, 22 decembrie. În 22 decembrie, eu eram deja plecat de la uzina Dacia, ajunsesem aici director de casă de cultură, chit că plecam din inginerie, pentru că era arhicunoscut în perioada de aia, mă ocupam de multe probleme culturale. Poate la un moment dat mai multe mai culturale. Mult. Da. Și atunci am ajuns aici și făceam management cultural. Mă rog, eram în stradă foarte scurt timp. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, eram fericit că se întâmplă ce se întâmplă și în virtutea cunoașterii inginerului Gorneanu, deci tocmai am precizat că am fost subaltern, da? Eram acolo, mi-am permis și v-am dat un telefon și mi-a venit ideea, zic, e singurul militar care locuiește în Mioveni. Eram la Casa de Cultură, veneau pâlcuri dinspre miliție, cum era. Am aruncat cărți cu Ceaușescu, le-am dat foc, pancarte cu Ceaușescu și mi-a venit ideea să vă sun. Dacă vă amintiți, bine, evident. Mi-am permis și zic, domnule major, erați major. Major, da. Haideți la Casa de Cultură, urcați-vă pe balcon și ajutați-ne, că îl știam pe domnul Gorneanu, că este un inimos, era revoltat, noi ne întâlneam frecvent și stăteam la taifasuri, dacă vezi, pe vremuri... La lumânare, când se stingea lumina. Da, și dacă am fi fost urmăriți, era cu adevărat dizidenția cu amândoi, nu? Bun, și mi-a venit ideea asta, v-am chemat, zic, are haină militară, e singurul din Mioveni, era la modă în zilele alea, armata e cu noi și mi-ați... Mi-ați fost de acord, primat. Da, băi, n-ai în ce mă bagi, mi-a zis. Da, domnule, nu-i treaba mea. Băi, n-ai în ce mă bagi, nu-i treaba mea, unde mă duc? Am insistat și cum necum, am avut un merit, sper, în faptul că v-am convins. Păi nu, a fost simplu, zice, dintre atâția ofițeri care sunt din uzină, niciunul nu. Domnule, e singurul și locuiește Mioveni. Singurul asta a fost. Locuitor din Mioveni. Ăla a fost argumentul. Superior. Exact, da. Zice, e singurul ofițer care și locuiește Mioveni. Dar frumos, să zic, asta că am insistat mai tare. Ce, domnule, vin aici lângă noi, mai dur, domnul Năică. Și am zis, da, domnule, am stat, am cumpănit un pic și la urmă, domnule, omul are dreptate. Că atunci când sunt șocuri din astea sociale, era un șoc social teribil. Nimeni nu știa cum să reacționeze la momentele alea și mai ales ce trebuie să facă. Poate că trebuie să fie niște oameni care să ordoneze spiritele, să ordoneze puțin acțiunile fiecăruia, că să nu devieze, să nu apară și alte prostii. Și de-aia a venit. Subliniez acest eveniment. Eu și acum sunt cuprins oarecum de niște fiori, să știți. Gândiți-vă, oameni buni, la rece, cei care ați prins momentele alea. Gorneanu era militar, inginer, încadrat în cadrul la uzină, nu știu de cine țineați. Pe cine avea șef? Pe colonelul Necula. Și în 22 ia hotărârea să rupă cum a venit rândurile, că practic ați plecat, sigur, da. Ați ieșit pe o poartă din uzină, fără să raportați cuiva. Bineînțeles. Nu, e chiar interesant. Da, nu, acum lămurim. Da. Chiar intervin că a fost cineva care mi-a zis, zice, bă, te mai fă ce, domne, cu mireasă. Riscul a fost fantastic. Patrule, când se plece oamenii să ia de la gărzile patriotice, să ia armament și tot mai dădeai ordine. Unul dintre colegi n-are rost să spună, bă, te-ai bași, tu abar n-ai să fii, nici n-ai fost ofițer în viața ta, te apui să faci război aici, că zice, dacă, bă, uite-te, nu. Și am tăcut din gură, zice, domnule, nu am făcut război, domne. Eu din momentul, din 22, de la ora 11, 12, era aproape, din momentul ăla sunt civil, dar n-am avut timp să mă duc să mă schimb. Aia a fost ghinionul. Este un moment absolut extraordinar. Eu, unul, stau și mă întreb, dacă nu venea maierul Gorneanu atunci la Casa de Cultură, că nu întâmplător poate sunteți invitat acum, e luna decembrie și mereu ne mai aducem aminte, da?
Ce făceam acolo? Eu, directorul Casei de Cultură, venise peste mine ăștia care actualii de atunci și secretari de partid. Lumea tăbăra pe după ei. Pe cine să scot în față? Cine să se impună? Era un gol, un vid fantastic de putere. Într-un oraș... De autoritate, să zicem. Da, de autoritate, sigur. Da. Într-un oraș și neașezat încă, neînchegat deloc, eterogen și... Spunea Micu Dallas. Micu Dallas, încă. Da. Era Micu Dallas în floare. Era Micu Dallas, așa era. Da, așa este. Da, au fost niște momente. Acum, ce să mai spun, au fost... Revin. Tot foști colegi, unul dintre ei la... O zi sau două, nici nu mai țin, eram în Casa de Cultură aici. Păi, știi cum era domnul Bădiu? Vin teroriști, vin tancurile și vine unul dintre ei. Păi, zice, vin de la Pitești și zice, fii atent că s-a întors. Au ieșit ăștia și zice, trupe speciale cu tancuri, zice, ne-am nenorocit la care eram și obosit. De vreo obosit, nervos, trecuse mai mult de 24 de ore, nedormit, agitat. Și am spus, bă, dacă tu credeai că revolta Revoluției dă o peretă, du-te, bă, la Davila și lasă-mă, am zis, din alea mai pe românește. Și, da, și, bă, nu? Un grad par, era tot, bă, nu mai rețin. A plecat cu coada întregi. Ca după o perioadă de timp, un an, nu știu ce, a avut ascensiune fulgerătoare. Da, am fost la Revoluția de la Miove. Vă amintiți? Dar are importanța asta. Ia, am momente în care m-am amuz singur. Primul discurs, când ați ieșit pe balcon, da, acolo, erați... La primul discurs, când ați spus... Nu există o poză, dar care cine au o poză, stimați miovenari, mioveneni. Da. Aduceți-o la Absolut TV, eu, unul, Badiu, Nicolae, o licitez, o cumpăr, că am vrut să fac o poză și n-am reușit. Deci, atunci, singurul lucru care îl rețin și la unii dintre prieteni și mai miște când ne-au reținut, a fost următorul. Pe ce l-am spus, domnule, veniți, am scăpat, nu știu ce... Dar zic, chiar toată lumea era atunci. Armata e cu noi și eu eram singurul. Armata e cu noi, era singurul militar și ăla inginer care... Nu... Era eu cu războiul. Avea distrucția, nimic. N-aveam, da. Și am ieșit și am zis, stimați concetățeni, domnilor, toată armata din Mioveni, prin persoana mea, e la dispoziția dumneavoastră. E, asta, toată lumea s-a amuzat, a urât, s-a bătut din palme, a fost inspirat. Ce curaj nebun! Da, a fost... Dacă lucrurile nu se rezolvă, ne grăbisem! Dom'le, asta e altă poveste. Ca militar, asta să este altă poveste. Vreau să spun că la un moment dat, când erau tot felul de informații, care mai degrabă mai iurită, cum să spun, toată lumea își mai face gânduri și erau aici destui și am avut un moment, am dat un telefon soției, aici era punctul de comandă, în Casa de Cultură. Și a zis, nevastă, până să nu i-am zis, până să mai liniștesc treburile, nu știu, ia frumușel copiii și du-te și taie porcul la culipaș, că e mai sigur. Păi du ceva, las, că eu am cum să mă descurc aici. După care depășești, iar moment, au fost momente simpatice. Unu, toată lumea zice, trebuie să dezarmăm miliția. Venit tinerii, domne, erau din toată inima. Gata, da, mergem. Ne-am dus acolo, un subofițer, un stan, parcă îl chema, a venit, băi, vină încoace, dă-i cheile, dă tot armamentul, care trebuie să-l avem mai. Nu, dar o să revin, paranteză. Dă tot armamentul, gata, domne, mergem. Tot acolo era sediul miliției, unde e și acum. Am dus la etajul 1, era țin minte, intră undeva pe dreapta și a scos să stau ca parcă erau cheile de la pușcărie cu 50 de cheie, era legate pe una și a început să le încerce, am nimerit-o pe aia și, da. Și la un moment dat a spus așa, într-un moment, s-a albea la față, ce s-a întâmplat? Dom'le, nu pot să-l deschid, lasă-mă încet deschid, nu te agita că nu s-a dărâmă pământul. Dom'le, nu mai pot, nu pot să-l deschid, n-a apucat să închidă gura, du-du-du-du-du după scări. Vreau 5, 6, 7 flăcăi, dar intraseră să rupă pământul. A, domnule, credeam că mă omoră nenorocitul ăsta, că e los. Stați, bă, ușor, că tremură săracul, deci nu poate să deschide la el. L-am deschis, ne-a luat armament, în parte, tot ce era atunci, ce s-a întâmplat. De-aia a fost un moment abuzant, săracul om, bătrân, în vârstă, 50 și ceva de ani, era frică. Deci, eu am fost milițian, cine știe ce ăștia, că hai să omoră milițienii. Da, am primit din fericire semnale la an și an după și acum de curând, în Mioveni, de la oameni care au realizat că aici a fost, s-a asigurat un echilibru. Da, da, a fost eu unul mi-amintesc în Casa de Cultură, cum l-am apărat pe Dumnezeu să ierte, deja a fost primar Dulcă. Da, pe domnul Dulcă. Pe urmă era Neagu venise, la fel. Trebuie să trăiește și poate să spună și mulți alții care au încercat să se furișeze prin Casa de Cultură
Și acolo au fost bine primiți și acoperiți și am aplanat situația. Au venit la un moment dat niște militari de la Irne, la legătura cu ei. Militarii a fost tare amuzat și acolo. A venit cineva de la Irne, zice, domne, trebuie să venim să apărăm, că știți, cu teroriști. Ăștia erau jandarmeria actuală, nu? Nu din ăștia erau de la trupe? Erau trupele de securitate, asigura paza. Da. Zice, puteți să veniți, domne, venim în telefoane, toată lumea dădea telefoane, ce erau. Și mi-a trimis un pluton, cred că două grupe, de la școala militară de ofițeri din Pitești, a venit, îi conducea, țin minte, un locotenent, care zice, domnule, și zice, facem o periere în jurul perimetrului. Ne-am dus, atenție, suntem noi, să nu ne împuște, ne era o frică, a ieșit cu gărzile patriotice în dispozitiv, cu trupele astea de securitate, încă erau de securitate care apărau tot perimetrul și când am decis să ne dăm, nu, bă, să nu trage și nu trage, domnule, că dacă vă spunem ceva, n-avem nici gloanțe. Nu-i nimic, zice, noi trecem la periere. Narbați eram până în dinți, AKM, pistol, gloanțe, nu știu ce, în spate. Era domnul Flăfănescu, niște profesori, niște tineri. Am luat-o de acolo, lada cu muniție de rezervă, pușca mitralieră, grenade, tărau săracii de ele. Și am tot perian luat-o să mergem în jurul Irneului. La un moment dat, unul dintre soldați, când se uită, și era un șeful poliției la locul meu. Țin minte, îl chema colonelul Borțoi. Păcea, domnule major, domnule, mie mi-e frică, dar sunt bătrân, dar mi-e frică, dar nu mai pot. Eu am fost milițian, nu, ăștia ne împușcă, ne-a dus la un curs, ne-a explicat că te omoară și cu picioarele, și acum vedem la filme. Sunt trupe speciale, ce ne facem? Lasă, vedem ce o facem, cu ce ne-o fie, aia o facem. Și cum eram noi puțin de la agitați, un soldat care era pe lângă noi se vine și îmi face semn, domnul major, zice, domne, vi se vede cucu. Asta, eu și-am mai mers, băi, ce vreau să... Mai zice, domne, vi se vede cucu, domne, sclipește cucu. Eu acum o spun pe adrătă, îmi trecea mie cum e cucu, fusesem până armată, ca tot drumul, nu m-am uitat așa un piculeț în jos, unde-i cucu? De fapt, cucu era ăla care era la șapcă și zice, nu, domnul mă, ăla de la șapcă, dați-l jos să nu sclipească, să nu ne împuște cineva. Și tot felul, astea, domnule, să rămână viața, nu poți să uiți. Cum e da. Cu cucu, la cine am povestit s-a amuzat teribil. Și zice, așa, erai cu cucu. Pe la cecesita, am parcat cu tot felul de pui și am urcat pe un gar să ne ducem. Zice, domnule, a otrăvit stația de pompare apei. Și ne-am dus, a luat o grupă, nu știu ce, în fruntea lor, mare conducător de oști, mai de viața mea. Și când am coborât, când am ajuns pe gar să sărim, din partea asta, dinspre o zină, era ușor. De acolo erau 2 metri. Ce să sărim? Am dat drumul ca un bolovan. Dacă n-au zdrâncănit 1000 de conți și pușcă și cerea pe lângă mine de s-au zis la 2 km. Domne, ce? Lasă-l că dacă după zgomotul ăsta a fugit teroriștii. Gata, nu mai zic de astea vechi. Da, eu care dumneavoastră știți bine că eram ghiotantul civil al dumneavoastră, da, că doar eram aici, dormeam împreună în biroul aici, meu, da. Cu toți ceilalți care formase deja repede ad hoc cu trupa aici de comandă. Punctul de comandă. Bun, și am fost la uzină. La uzină, bineînțeles, iar acolo ordonat armament, la poarta 3, la miliție, la fel. Însă, bine, săracul Dumnezeu să directorul tehnic Falen Teodorescu s-a agitat, s-a ocupat, ne garanta că nu e apa, n-are nimic apa. Că da, noi ne uitam de apă. Era agitat, verifică să fim siguri de apă. Domnule, n-are nimic. Și a fost în birou împreună la directorul general de atunci, domnul Giuvelcă. Ce ați remarcat la Giuvel? Că mi s-a părut un om cu o stăpânire de sine. Domnule, foarte calm, foarte așezat și a zis, zice, doi, eu nu iau decizii, dar zice, orice hotărâm sau orice hotărâți, să cumpănim bine. Zice, dacă vreți, vă dau un sfat, mă subordonez, înțeleg, este clar, dar zice, să cumpănim bine, să nu luăm decizii care se ducă lor. Foarte calm, așezat. Mie mi-a făcut, și de câte ori a fost vreo 3-4 zile, orice problemă, să nu mai spun una când au pus niște copilandre, au luat un tir, că au zis că vin niște teroriști de la Făget cu elicoptere și mi l-a pus acolo unde începe către asta, ferma de mere, l-a pus la curmezișul. Dar ne-am chinuit 4 ore cu 3 macarale să-l scoatem tirul de acolo, că se blocase circulația. Da, și atunci când aveai, am calculat, că, cum să spun eu, ca și înainte, cum conducea,
toți au vorbit multe și de toate. Dar mie, domnul Giuvel, că totdeauna mi-a făcut o foarte bună impresie, era un om calculat. Avea probleme când era director la Câmpul Lung și trimitea vechea casetele. Și într-o seară eram la recepție, domnule, nu puteau să treacă. Și am oprit, ai oprit caseta de direcție, s-a oprit banda, s-a oprit fabricație. Domnul Matea făcea, ne împușcă, domnule, nu dă drumul, că nu ne împușcă, pleacă mașina, se întâmplă Dumnezeului ceva, așa poate mai scăpăm, dar dacă se întâmplă vreo minune pe export cu cătă, da, atunci ne împușcă precis, oprim. Și a venit domnul Giuvelcă. Da, și era și o leacă de concurență între cele două firme. După ce a venit direct și m-a întrebat, domnule, vreau să vorbesc cu șeful recepției, ce s-a întâmplat, să-mi explice exact. Și după ce am explicat, că s-a dus zău, domnule, că n-are, că la cuplu e depășit momentul când... Și când am explicat, domnule, uite ce jocare și uite, desfăcut una cum e pinion, imediat a înțeles și a zis, zice, hai să o rezolvăm până mâine, să dăm drumul la benzi. Vedeți că subconștientul dumneavoastră vă joacă feste, cât de legat sunteți de tehnic, de perioada în care v-ați făcut treaba la recepție. Dacă vă lăsam, o țineați așa, începea să nu, vorbea și de comandamente. Era apropo de domnul Giuvel, la un moment, corect, era un moment dur să oprești banda și zice, gata, așa este, nu comand, hai să dăm drumul. Să găsim soluția tehnică. Și în timpul în care aici făceați cu echipa proaspăt organizată ordine la Mioveni, asiguram ordine, adică să nu se întâmple, Doamne ferește, că altfel, bineînțeles că nu era niciun terorist, nici atunci, parcă nu știu. Eram luați cu valul, dar parcă nu așa de tare ca alții. Nu. Eram mai cu picioare pe pământ. Echilibru, trebuia să coordonăm transportul, lumea să fistea... Să nu existe panică, mă rog. Să fie căldură de Crăciun. Și timpul ăsta la uzină, ăia... Ce făceau? E o vorbă românească. Când nu stai și nu faci nimic și te uiți. Dar nu e important asta. Nu, mă refer la, știți probabil, la cum s-au dat jos unii pe alții, care să se pună direct, o revoluție acolo. Nu mi-a plăcut deloc, dacă vezi. Domnul Badiu, să ne înțelegem. A fost un moment de șoc teribil. Nimeni... nu mai trecuse prin așa ceva. Toți oamenii aveau idei diferite. Ce trebuie să facem de aici înainte? Și toți, cred că erau convinși că ceea ce propun și au de gând să facă e cel mai bun lucru. Și când sunt 1000 de idei, precis nu-i niciuna bună. Bun, în partea a doua emisiunii, probabil că o să ne oprim asupra ceea ce gândeau oamenii atunci și ce s-a întâmplat înainte de 89 și cu ce ne-am confruntat după, inclusiv în vremurile noastre, poate stăm un pic așa la taifas, dar până atunci aș vrea să vă readuc din nou la momentul 90, când după ce începuse să așezase lucrurile, ați riscat enorm, după care au început organizarea primelor alegeri de după 90. CPUN-ul, CFSN-ul, sincer, nu le mai știu. Eu vreau să spun că... scuze, vreau să spun că el însă așa, domnule, rămâi să conduci orașul. Domnule, ieșise la televizor până la primele alegeri pentru Constituantă, când o să fie Parlament și nu știu ce, zic, domnule, până atunci stau. Dar zic, domnule, eu sunt, la urmă, sunt ofițer. Una la mână și doi la mână, dacă noua conducere a zis că vor fi alegeri democratice, mi se pare indecent să rămân eu. Domnule, aici rămâi primarul, nu? S-a făcut și alăși. Și eram primar de la pus cu steagul. Cum, ați fost? Am fost, da, dar pus cu steagul. Nu? Domnule, așa zic, eu glumă, să mai, cum să spun eu? Nu, dar aici pot să confirm eu. Știu, dar eu în limba așa, nu cu steagul. Am vegheat și știu că nu am făcut un caz din asta niciodată. Poate vă scrie, mai nu ce să vă. Dar am zis așa, zic, în momentul când s-a dus pe 30 mai 90, eu plec. N-am plecat pe 30 mai, am plecat, nu știu, 10, 12, 11 iunie. Și tot așa, fraților, le-am zis, v-am anunțat, a venit termenul, mai stau o zi, mai stau până două. Până iunie a stat? Da, până iunie. Și pe v-ați dat demisia din armată? După care m-am dus și am zis, domnule, dați demisia, vă rog frumos, sunteți cetățeni, faceți alegerile, urmează, așa mi se pare normal. Și am plecat. După care, în vară, prin iulie-august, a venit, au fost retrași toți ofițerii să ducă la unități și am fost retrimis la București.
La comandament. De unde ați venit la... De unde venisem, da. De la rachetele de la rachete, sigur. Eram inginer rachetist. Da. Bă, în funcție vreau să spun că atunci a fost un moment de cum până la carieră, eram numit pe o funcție de șeful serviciului importuri speciale din Direcția Generală a Înzestrării, care însemna grad mare. Să ne oprim aici, continuăm după publicitate, da. Să vedem cum a fost în iunie, cum s-a condus orașul și ce poziție ați avut. Deocamdată publicitate. SC Vidia Internațional Spălătorie Auto la Pompieri vă oferă servicii de curățat interior, exterior și tapiserie folosind soluții ecologice la cele mai mici prețuri de pe piață. SC Vidia Internațional vă așteaptă de luni până duminică între orele 8:20, oferindu-vă reduceri pentru abonamente. Noua cutie la fântână cu apă de izvor din Tălmaciu. Comandă acum online! Celor curioși care vor să descopere lumea și să afle întotdeauna mai mult, UPC le oferă gratuit în luna decembrie toate canalele documentare, inclusiv cele mai noi posturi din grilă, Discovery ID și Animal Planet HD. Ia-ți pachetul Fiber Race HD și ai 95 de canale digitale, 11 canale HD, internet de 100 de mega și 100 de minute naționale la doar 65 de lei. Vă invităm să petreceți clipe de neuitat la restaurantul Brădet din Pitești, cartier Găvana, complex Albina. Restaurantul nostru vă oferă preparate culinare de cea mai bună calitate într-o atmosferă deosebită. De asemenea, puteți petrece evenimentele importante din viața dumneavoastră alături de familie și prieteni. Relații și rezervări la telefon 0731 140 370 sau 0727 222 227. Restaurant Brădet. Pentru evenimente de neuitat. Centrul Medical Andreea Motoc, dotat cu echipamente medicale ultra-performante de ultimă generație, între care un aparat de stabilire a viremiei, a cărui marjă de eroare este zero, efectuează analize medicale computerizate. Consultații medicale de toate specialitățile, fiziokinetoterapie și recuperare medicală, ecografie 4D, electrocardiogramă, spirometrie, medicina muncii, farmacie, totul sub același nume. Centrul Medical Andreea Motoc. Ne găsiți în Pitești, strada Calea București, zona blocului 25. Centrul Medical Andreea Motoc. Pune sănătatea pe primul loc! Lucky, terasă, restaurant, benzinărie. Lucky, în Mioveni, Bulevardul Dacia, numărul 31. Nu! Restaurantul Lucky vă pune la dispoziție cea mai elegantă limuzină. Vă veți simți cu adevărat speciali în cea mai importantă zi din viața dumneavoastră. Restaurantul Lucky organizează evenimentele importante din viața dumneavoastră. Nunți, botezuri, banchete, mese festive. Aveți la dispoziție pentru acestea numai puțin de 230 de locuri. Vă oferim meniuri bogate, tradiționale și internaționale la prețuri negociabile. La benzinăria Lucky oferim carburanți de înaltă calitate la prețuri de criză. Convingeți-vă! Lucky, terasă, restaurant, benzinărie. Lucky, clienții noștri se simt cu adevărat norocoși. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, aș dori să urez tuturor argeșenilor și în special locuitorilor orașului Mioveni multă sănătate, prosperitate, îndeplinirea tuturor dorințelor și tradiționalul la mulți ani. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez tuturor locuitorilor orașului Ștefănești multă sănătate, fericire, liniște sufletească și să ne dea Dumnezeu un an 2013 mai bun, mai rodnic, iar familia să fie cu ocazia sărbătorilor sprijinul și bucuria vieții. La mulți ani! Dați-mi voie ca acum să încep mesajul meu prin a vă mulțumi pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o de a continua ceea ce am început aici. Tuturor câmpulungenilor, acum când am intrat în atmosfera minunată a sărbătorilor de iarnă, le doresc multă fericire, sănătate, împlinirea tuturor dorințelor și, bineînțeles, îmi doresc ca toți să fim mai aproape unii de alții și cât mai mult timp împreună cu cei dragi. La mulți ani tuturor, la mulți ani Câmpulung, la mulți ani Câmpulungeni!
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, transmit tuturor cetățenilor Comunei Dârmănești multă sănătate, fericire și un an mai bogat și prosper. La mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez tuturor cetățenilor din Comuna Căteasca multă sănătate, fericire și un călduros la mulți ani! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și anului nou, primarul Comunei Domnești dorește tuturor locuitorilor multă sănătate, fericire. Sper ca anul 2013 să ne aducă mai multe bucurii în suflet și orientarea Consiliului Local și a celor care facem parte din conducerea acestei comunități să facem lucruri bune pentru comunitatea noastră, pentru oameni care de mulți ani așteaptă de a realiza multe și multe obiective în această comună. La mulți ani, un an nou fericit! Din nou vă salut, stimați telespectatori, și vă reamintesc că cu mine la Vama Vremii se află domnul inginer Constantin Gorneanu și înainte de pauză ne oprisem la momentul în care am depănat așa amintiri de pe 90, în care domnul inginer Gorneanu atunci era major încă prin iunie și se hotăra să iasă sau nu din armată, pe evenimentele astea din... Am ieșit colonel avansat după Revoluție. După Revoluție. Da. Dar puteați rămâne și... Eu glumesc, dar... Soldat sub gratis sau da, ce. Da, neam. Da, era, da, da, eu, oricum o pățeați mai rău ca mine. Eu eram civil, pe mine da. Prea multe nu putea să-mi facă, că eram cu gloata, chiar dacă era director acasă de cultură. No, e toată lumea și pe ceilalți, să-i împace. Pune măciuca pe ei și le dăm drumul. Era mai ușor. Da. Bun. Și spuneați că vreți, că vă gândeați să rămâneți în armată sau nu în continuare? Nu, vreau să spun, clar, mi-am dat demisia, că atunci s-a putut. Încă era destul de greu, dar am reușit. Am zis, domnule, soția a reușit să aduc să vină titulară în Mioveni, profesoară. Nu vreau să mai intre în... Era proaspăt sindicatul suplinitorilor. Nu vreau să mai duc acolo. Una la mână. Părinții au vândut tot la mine, la Prahova, și au venit aici. Și nu mai au pe nimeni. Acum să-i plec, să-i las. A fost, și am zis, domnule, rămân aici. Bine, domnul director general Stroiere atunci a venit și zice, vrei să rămâi? Da, mă, da, aș vrea să rămân. Zice, rămâi și faci ce ai făcut și până acum. Tot la recepție m-a lăsat. Tot la recepție, tot șef, acolo, inginer, doar că nu mai erați militar, era și vin. Da, și a zis, domnule, rămâi... performanță extraordinară. Da, rămâi acolo, zice, chiar îmi face plăcere dacă renunți la armată și rămâi acolo. Și am stat. A mai fost un militar care a rămas pe aceeași poziție? Dar mai fost domnul capitan Bădulici, era pe la pistoane, dar a stat puțin pe funcția lui și pe urmă trecut pe la cesar. Ne dar a rămas la în armată, așa ieși la pensie. Așa ieși la pensie, da. Da. Bâncu, probabil, care era dintre toți cei... Toți ieși la pensie, da. Acum ați ieșit la pensie, dar toți au plecat. Atunci da. Au plecat. Și mai fost un locotenent, era atunci locotenent Ionescu, care a lucrat o perioadă, știu că era în uzină, în platformă, dar pe parcă tot pe la cesar. A rămas civil. Și mai, da, civil. Mm-hmm. Și mai departe nu mai știu. Bun, revenim aici la alegeri. Ați fost președintele sau cum se numea CPUN, CFSN, că nu mai le țin minte nici eu. Tot timpul eram acolo în echipă lângă dumneavoastră. Au fost mai mulți. CPUN. Cred că la un moment dat profesorul Banu a preluat... această funcție, da, care era supremă, cum ar veni, până să apară primul primar. Da, a plecat, Banu a rămas după mine să conducă funcția politică, ce pe... Da, cum așa, se cheamă? Așa? Da. Nici nu mai știu cum Banu se cheamă. Banu a preluat. Banu, da. Eram în continuare în echipa aia de acolo și primul primar... Primul pe care l-am pus a fost Duță? Domnul, domnul Adrian Duță. Cum l-am adus? Nu mai știu cum a ajuns. Din au adus ăștia de aici, din sat. Că noi eram acolo tartării, însă nu eram băștinași. Da. Nu eram venetici. Nu, adevărul că toată lumea era foarte încântată. Erau momente grele, domnule. Erau momente grele atunci. Nu prea când toată lumea rămâi și conduci. Păi, acum
au trecut, pot să zic clar, fără niciun fel de reținere. Dom'le, începeam la ora 7 și vedeam la ora 11 acasă, noaptea, dacă apucam să mănânc. Sau du-te, magazinele, erau încă de stat, n-au carne. Du-te la Bicrea cu, dom'le, vă împușc cu pistolul, dă-le carne. Ia mere, dar ce, du-te la Timișoara, la Timișoara, la aia, la Comtim. Du-le, mă, un camion de, aia, cu facturi făcute, dă-le mere și aduc carne. Da. În parte. Era da. Mă rog, s-au așezat până la urmă. A venit Dumnezeu să-l ierte, Vasile Costescu, mă rog, el... Stanciu, întâi domnul nu, nu, el a venit, el a fost primul perioadă. Râca. El, a, el a... Domnul, da, a venit, tot timpul era la primărie. Tot timpul era la primărie și nimeni nu-i convenea și, mă rog... Despre, domnul Arbadiu, despre morți nu mai de bine. Bineînțeles, primul primar ales... Domnul Stanciu. După Duță, care Duță era deja de la deputat pus. Da, da, da. Deci după alegeri... A devenit deputat. Deci... Tot noi l-am trimis pe listă. Exact. Domnul Stanciu primar și-a stat 92-96 primar. Din 96 a fost ales domnul Costescu. Și domnul Stanciu consilier de atunci. Bă, eu vreau să spun că pentru mine... Eu am învățat de la domnul Stanciu foarte multe lucruri în perioada în care... eram consilieri. Domnule, un om foarte echilibrat și niciodată nu se repezea să dea. Da, domnule, lasă-mă să mă gândesc. Lasă-mă să mă gândesc. Spun mâine. Și domnule, nu știi? Domnule, știu, dar vreau să mai verific o dată. V-ați... Păi și eu, consilier local 96-2000. Nu, și ați fost liberal dintotdeauna, știu că da, liberal, din, da, din 90. Ați inițiat aici, ați fost printre primii liberali. Din 90, da. Cu familia Anastase, da, că da, este da, liberal da, vechi, da, într-adevăr. Da, cred că cu ei. Da, da, da. Și ați fost candidatul lor. Am fost candidat în când? În 92. E, dar n-a prins, încă liberal, Mioveniu nu le-a da, pas. Am mers în turul 2 cu domnul Stanciu. Mare record, da. Mare da. Lucru. Și dacă da. Erați la PSN, cum era atunci, da. Erați primar și ziua de azi, poate. Deci, nu, atunci m-am dus, nu, nici nu se punea problema ca strategie a organizației locale, domnule, câștigăm primăria. Știa dacă liberalii nu sunt foarte cei mai iubiți. Cine? Nu erau iubiți. Nu, ce, de... Am ieșit în turul la primul tur 27% și în turul 2... Cum să spun, 45, 50 și pe acolo. Acolo, foarte aproape. Da. Foarte aproape și da? Vreau să spun că ăla a fost cel mai mare câștig al organizației. Doamne, dar tu votul. S-ai instalat ai exact. Mișcarea liberală exact. Care nu a și-a început. Păstrat în ultima vreme, nu, în ultimii ani, în ultimii 4-6 ani, din da. Păcate. Nu, au fost nu tot mai. Felul de alianțe. Bă, eu am din păcate pentru liberale. Adică, din păcate rog. Pentru liberale. Pentru mine alianța cu Partidul Democrat atunci, doamne, până când... Să nu mai aud așa ceva, sunt membru simplu, dar mie nu mi-a plăcut. Zic, o să vedeți și o să, de la, din cadrul convenției, când a fost Convenția Democrată, s-a văzut ce face Partidul Democrat. Bun, domnule Gorneanu, ne-am amintit de 90, cum ați venit de la uzină, v-am spus cum am avut ideea să veniți să vorbiți aici în piață mulțimii, eu fiind director la Casa de Cultură și nu mai știam ce să mai fac. Mă rog, am avut un electrician inspirat care a scos boxele și era totul pregătit, că și acum ca cineva, cineva mi-a zis, dar de unde știu tu să scoți boxele? Păi zic, chiar nu e chiar meritul meu, decât că am fost de acord imediat. Însă a venit un electrician și m-a întrebat, domnul director, scoți boxele pe balcon să fac, că sunt pregătit, am stație. Scoate-le, dă-i bătaie că facem discurs. Și apropo de cei care mai... Se întâmplă pe la colțul, s-a auzit și Gorneanu, n-avea el cum să ajungă, securist a fost, dacă a ajuns. Da, da. Păi securistul Gorneanu, că acum vreau să ajung în anul 2012, dumneavoastră sunteți funcționar, practic, la primărie. Da, funcționar. Ce securist ați văzut, domnule? Unde vă sunt moșile, fabricile, exact, uzinele? Câteodată unde mai... sunt conturile? Unde sunt? Păi securiștii acolo sunt cu fundul, acum, iertați-mă pe munți de bani. Acum, cum să spun eu, toată lumea știe că cei care lucrau în securitate, partea economică, aveau relații mari, domne, și în țară și afară. Aia conduc astăzi, o spun cu simplu răspundere. Și, domne, poate conduc foarte bine, nu comentez asta. Nu știu, asta. Dar aia conduc. Da. Pentru că dar vreau să spun că n-am avut norocul să fiu în sistemul lor, că era, aveam și eu, na, cum să spun, alt nivel și alt standard de trai. Da,
mulțumim lui Dumnezeu, eu am un principiu în ăsta, bă, câtă vreme am avut ce să punem pe masă la copii și unde să punem capul, aș doar Dumnezeu ne-a închinut, mi-am făcut și o căsuță aici țărănească în marginea colibașului, sunt așa de încântat, dar nu se poate, și apartamentul să rămână și la un copil, a fost tot excelent. Treci printre oameni, acum, domne, am și acum momente de mare satisfacție, merg prin oraș. Și mă, când am un pic de timp, nu mă rog, du-te repede cu mașina, te duci la un magazin și trec și stânga. Salut domnul Gorneanu, salut domnul Gorneanu. Dacă o iau de la mine de, când ies de la bloc și mă duc până în centru vechi, cred că dau de 20 de ori din cap și în stânga și în dreapta. Și îi spun sincer, oameni care nici nu-i mai cunosc, nu știu cine sunt. Iar în Colibași sunt, nevastă-i de acolo, de atâți ani, nu poți să știi pe toți. Pe mine mă cunosc toți. E mare satisfacție. Dar certificat de revoluționar nu v-a dat în cap? Au venit la mine. Nu e niciodată și mă uit așa în jur la alții care... Domnul Badiu. Fără nici ai mică emoție, nu au unii și au... Domnule, că suntem oameni serioși. Păi da, dar au luat pământuri, au luat bani, au luat prime serioase, bani. Era o vorbă, bani au și alții, era să zic eu cine, compatrioții noștri, cum să spun, români. Lăsați, mergeți mai departe. Dar au bani, dar n-au ce face. Ce se întâmplă? La mine au venit, semnează și mie, domnule, că am participat, domnule, eu spun, am participat în perioada de... Domne, semnează numai cererea de adeziune, că eu te fac revoluționar. Nu te mă lăsați, mă, copii, în pace. Da. Nu, asta aici e problema, zic eu, un piculeț de educație, de familie. Dacă n-ai fost învățat să muncești de când te-ai născut și să trăiești numai din ce ai câștigat, cinstit. Eu să-i luăm pe toți care sunt, cu mici excepții. Sau cu excepții din revoluționari atestați oficial cu tot felul de documente și hârțoace, cel puțin și jumătate nici n-au ce face. Sau de... Mie mi se pare profund nedrept și ăștia sunt primii care sau mai târziu ar trebui să dea o socoteală. Nu de alta, dar din bugetul de stat s-au alimentat în mod nesimțit. Serios. Așa este. Doamnă Badiu, dar timpul merge. Timpul curge, știi cum a zis filozoful. Lașează, da. Lașează... Sunt lucruri trecute, n-are rost să le mai gândărim, da, să le mai scormonim, dar n-are rost. Unde am ajuns, domnule? Am ajuns, am trecut de 90 și cum a fost în 90. Suntem în 2012, decembrie. 2012. Câteodată stau și mă gândesc, eram, domne, era mai bine, mai rău, discutând cu soția odată, spune, domne, parcă atunci aveam bani, erau salarii mai mari, zi dragă. Dacă dăm deoparte tot ce consumăm și cumpărăm acum și nu le găseam până în 89, cu bugetul salariile care par mici, să vezi și de bani ne rămân. Hai mă, nu se poate. Și am început, dăm afară cola, dăm de aia, că atunci nici nu visai să le găsești. Păi numai atâtea, păi atunci numai aia găsești, dă, să ai de mâncărică acolo, hainele cam toate la fel, vezi și de bani îți rămân, a început să rădă, bă, zice, așa e, să ai dreptate. Vreau să spun că societatea evoluează. Indivizii care compun această societate cu toate păturile, fiecare au un obiectiv și vor să fie la fel ca cei din America sau din nu știu de unde, din Kamchatka. E, punându-și obiectivele astea, atunci este clar, costurile, cheltuielile sunt mult mai mari și niciodată nu-ți ajung banii. Ne-am învățat cu toții să nu mai... facem ceva și pe lângă casă. E și asta realitate. De, duce, cumpără. Dom'le, unii pot, unii nu pot. Eu am văzut cu oameni care trăiesc la, cum să zic, în comune mai îndepărtate, pe undeva, pe pasul Rucăr Bran, pe la Șirnea, pe acolo, trăiau așa, a fost într-un weekend, asta vreo 3-4 zile, așa de liniștiți, cu pensie de 1,5 milioane, da, cu 6 vaci și 7... oi și cu nu știu ce, și liniște, și nu-i dorea capul, nu, bă, mă interesează. Cred, am aici, mai vând aia, vând aia. În fiecare seară mă întâlnesc cu ai mei, cu... era mai în vârstă. Deci, întrage în câte o țuică, acolo la cârciumă, păi, da, acasă, nu, acolo mai o dă scântă. Trăiau liniștiți. Cum spune la carte, fericiți cei sărași cu Duhul. În zonele... de la o vreme, de la o vârstă, zic, bă, cea mai mare funcție, asta e de la Gordanu citire. Cea mai mare funcție în țară, știi care? Liniște.
unde există și măcar un pic de, poate e mult spus, dezvoltare economică, un pic de stabilitate economică, sunt și șanse de liniște sporite. Iată un exemplu, Mioveniu, care a avut și această șansă de continuitate, Auzinei și nu numai, nu intrăm în detalii, în amănunte, cine, ce și cum merite, pentru că sunt de notorietate toate informațiile astea, se cunoaște foarte bine. Însă, acolo unde există deci o stabilitate economică și mai există și un administrator, mă refer la primar cu echipa lui de bun simț, ceea ce iară Mioveniu are, slavă Domnului, lucrurile au evoluat efectiv. Mioveniu chiar că a evoluat. Ce era Mioveniu acum 22 de ani, micu Dallas? Încă era micu Dallas? Eu am trăit, domnul Onăie. Și ce este acum? Și când stau și mi-aduc aminte, e o diferență formidabilă. Am un var la Câmpina. Și vine oameni, calitatea umană, exact. Calitatea tinerilor. Zic de orice. A fost acum vreo 4 ani și a venit din nou. A rămas, domnule, a rămas încântat. Și bă, nu se poate, dar zice, așa știi? S-a construit bașcă. Nu de asta, dar domne, știi ce a rămas încântat? M-am plimbat, pe magazine, pe curat peste tot, parcher peste tot, și nu vezi, bă, semințe și țigări aruncate și chiștoace și hârtii și pungi cum e în mijlocul câmpinii. Asta l-a frapat. Da. Cel mai tare. Păi, dacă stau să mă gândesc, el a venit în când era tu, până 86, 85, vrea să vină să se mun. Face, băi, frogul să stau aici din câmpină. Ți-e și frică să ieși, asta e adevărul. Mi-e și frică să ieși, cum să vin? Zic, când mi-aduc aminte, zice, cum era atunci și Mioveniu, el realizează, da, vine mai rar. Și cum e acum, nu-ți vine să crezi. În 83, când am venit eu în Mioveni, apropo, că am înțeles că de 1 decembrie a fost organizată o expoziție foto Mioveni în alb și negru, că au găsit ei niște fotografii în subsolul casei de cultură. Chiar mi-a zis o fată drăguță, zice, domnul, azi vedeți că e o fotografie în care dumneavoastră sunteți atârnat într-un cui, într-un cuier. Zic, da, zic, să știi că nu-i trucaj. Eu eram inițiatorul unui grup satiric celebru, de altfel, în vremea aia. Și făceam și glume de-astea. Pe scenă le făceam. Bun. Revenind la alb și negru acestui Mioveni, în 83, când am venit, tuna și fulgerea vocea polițistului Maria pe stradă și când îl auzeai pe ăla urlând pe stradă, parcă te simțeai mai în siguranță. Nu, erau 5 milițieni mari și tari. Atât, și ăla era sigur săracul ca șeriful din Terese cu o bâtă umbla. Dar și când intrai pe mare Maria asta. Dar și când intrai pe mâna lui. Nu știu, dar era... Eu am asistat. Da? Ăla era tare, domnule, foarte bun. Cuvântul meu, i-a spus, lasă-l că-l omori. Mi-a fost milă de ori de câte ori, pot îl pomenesc de bine. Da. Apoi au trecut ani și m-am trezit. Vedeți că e o diferență? Una e să stai în comunitatea asta Dacia, pe care după ce o părăsești o visezi până, cred că până la sfârșit. Cine a stat mai mult de 5, 6, 10 ani de zile în comunitatea Dacia și a lucrat în uzină? Și a încărcat subconștientul. Deci este clar, toată viața trăiește, visează. Nu mai muncește, dar trăiește în Dacia. Comunicarea de acolo nu era tot una în 89 când am venit. Deci ies din uzină, mă duc la Casa de Cultură să administrez o instituție de cultură. Atenție! Da, da. Diferență fantastică. Am zis că mor și de unde mă vin eu și unde ajung? Plec de la uzină unde lucram cu controlori, nu cu muncitorii de calificare mai joasă, cetecism maximă, unde era o disciplină, unde era un respect. Și unde era disciplină. Da, unde... ce comunicare, ce era o minune. Și aici am văzut Mioveniu în ce stadiu era. Așa este. Apropo de nivel. Și acum, 2012, că aici suntem... De acum, 2012, eu văd un viitor foarte frumos orașului. Foarte frumos orașului. Unde ar trebui, cum să spun eu... căutate soluții, domne, stabilizarea tineretului în oraș. Stabilizarea tineretului înseamnă locuri de muncă, să găsească, să muncească, să rămână în oraș. În afară de uzină, să mai apară ceva servicii unde să atragă tineretul, exact. Cam greu, știu eu. Noi nu ne dăm seama acum, dar dacă te duci un piculeț și te uiți câți tineri intră în uzină, îți dai seama că sunt destul de puțini. Și nu din vina că n-ar fi totuși locuri de muncă. Eu am mai avut de-a face și cu alții. Zice, domne, sunt locuri, angajează. Că o fi pe 3 luni, proba, pe un an, după un an, din nou.
Dar, din păcate, sunt foarte destul de mulți tineri din ordine care nu se duc la uzină să angajeze. Acum nu vreau să dau exemplu, dau exemplu din familie. Și am zis, bă, vrei să te angajezi în uzină? Unde? Pe bandă, la presaj, zic, să câștigă. Nu, bă, fac cu facultate, eu sunt... Suntem în situația în care avem extrem de mulți în oraș, absolvenți de studii superioare, care n-au unde să se angajeze, este limpede. Dar nici nu se duc, dom'le, dacă nu găsesc, să învăț să muncesc, să învăț să mă integrez într-un sistem. Nu sunt. Și atunci plec. Preferă să plece. Păi e greu de rezolvat peste noapte, însă... Nu, zic, asta este singura problema Miovenului, pe care o văd eu acum. E oraș și monoindustrial și asta e soarta Miovenului. Da, nu știu, nu. Da, mai sunt, să mai ești în locul de muncă în altă parte, dar fericirea asta ar fi toți tinerii care termine să-și găsească de lucru potrivit competențelor. Acum și noi părinții greșim că dacă întrebi pe cineva, copiii, de cum l-a lăsat Dumnezeu, deștept, mai puțin deștept, toți copiii trebuie să facă liceu și facultate. Domnule Gorneanu, suntem pe finală și mai aveți și în asta, nu foarte mulți ani de stat funcționar în primărie, fie și pe poziția de șef de serviciu ISU, și probabil că o să aveți suficient timp ulterior, pentru că văd că sunteți în vână, aveți o genă bună și vă țineți foarte bine, tânăr, în vigoare. Și veți reveni în Consiliul Local, unde vă este locul, după ce părăsiți funcția de așa de la primărie, și veți milita pentru toate cele spuse acum. 30 de secunde. Când ies la pensie, am un singur vis. Să am un program în care măcar o oră pe zi să pot citi, odată la două zile, o jumătate de oră, să ascult și muzica care îmi place la căști și la plăcile alea pe concertele simfonice, și să mai muncesc ceva așa, pe lângă o jumătate de normă, să mai iau un bănuț ca să socializez. Asta în primul rând. Dar, doi, mai departe, nu aș vrea să intru nici în Consiliul. Noi, cel mai bine e să dai cu sfatul. Când ești mai bătrân și ești într-un loc, într-o poziție de decizie în care parcă am senzația că vreau să dau la o parte pe unul mai tânăr. Bun. Senzația care nu-mi place. Ne oprim aici, remarc la întâlnirea cu dumneavoastră, stăpânirea de sine, echilibru, nu va da peste cap nici evenimentul 90, nici fosta haină militară, nici poziția de șef ISU din primărie. Sunteți un om care doriți, iată, să citiți, să munciți un pete de pământ, să ascultați o muzică bună. Așa, da, îmi place să vă regăsesc. Mulțumesc foarte mult de aprecieri, dar sunt aprecieri făcute între prieteni. Le fac public fără niciun interes, pentru că vreau să vă dau de exemplu, nu de alta. Stimați telespectatori, am stat de vorbă cu domnul Gorneanu. Ne vedem data viitoare. Până atunci, numai bine. Bună seara.